Bine v-a regăsit la episodul 5 din Sirenele. Sper că sunteți bine cu toții și sper că problemele voastre sunt la fel ca sirenele, adică inexistente. Asta e concluzia la care am ajuns, oameni, că sirenele nu există. Mă alătur tabelei de oameni care nu mai cred în sirene și cred că totul este de fapt o mare făcătură și că sirenele, într-adevăr, nu există, ce să vezi? Filmez clipul ăsta la 7 dimineața. A fost postat episodul de 2 zile. Deja s-a învechit. Și îl filmez pentru că programul de editare merge destul de greu și am stat mai mult decât mă așteptam la un clip să-l editez. Și nu din cauza calculatorului, pentru că calculatorul este mai potent decât mulți dintre voi, ci din cauza faptului că rulez o versiune mai greu, o versiune anterioară a Sony Vegas-ului. Fără prea multe adăugări, haideți să vedem ce se întâmplă în episodul 5. Ricky, așteptăm de la tine, ridică și tacheta, Ricky. Sirenele, episodul 5, misiunea secretă. Misiunea secretă. Dar se putea altfel fără o scenă desprinse din desenele animate. Uitați-vă, oameni, ce închipedul uman și alta nu. Și uitați-vă cum Selena și Culena se uită amândouă într-o direcție și Milen cu totul în altă direcție se uită. Dar stai! De fapt, ele se uită și Milen se minunează. Uitați-vă cum schimbă privirea în toate direcțiile. Nu mai are rost să întreb ce caută astea despuiate într-o bodegă sau într-un beț sau ce ăsta. Că ăsta îmi pare perete de genul. Sau poate fi perete exterior, cine știe. În fine. Doamne, sper că nu ia serialul în altă tentă. Lasă. Voi vedeți, oamenii în spate, premiul de la YouTube pentru Andra Gogan. Deci tipele astea sunt acum în casă la Andra Gogan. Doar nu-i zice că și Andra Gogan este o sirenă. Hai să fim serioși. Sau poate vine să o răpească? Să vedem ce se întâmplă. Milen a făcut exact așa cum au discutat. A mers la bibliotecă și a căutat în fiecare carte lucruri... Mamă, dar ce a mai căutat? ...care puteau să le ajute. Bibliotecă și a căutat în fiecare carte... A răspuit de două ori și gata. ...lucruri care puteau să le ajute pe fete să afle mai multe despre magia lănțișoarelor și despre sirene. Tot și la, da. Nu era scris în nicio carte despre aceste lucruri. Trebuie să notez asta, n-ai cum. iPad la început nu notez că sunt băiețași, dar pe asta o notez. Mamă, ce mai căuta prin cărți. Dar Milen nu a renunțat și a tot căutat. Până când o carte i-a atras atenția. Era o hartă. Cred că s-a pierdut și ea în ochii lui Ricky. Și multe lucruri legate de istoria sirenelor. Brusc, un bilețel a căzut din carte. Era ceva diferit la el. Rețetă chec pufos. Nu zice că e rețetă chec pufos. Milen l-a luat și a plecat să le arate fetelor. Cum să o întreb pe mama despre sirene fără să-i spun adevărul? Nu cred că se supără. Mă știu, ma? Wow, parcă mi-ar fi citit gândurile. Vă, ce ai făcut aici, Andra Gogan? Știți că a mai fost o scenă de genul prin episodul 2, parcă, sau nu mai știu ce episod, în care doamna Robocop intră peste Selena în casă, în cameră, pardon, deși nu o cheamă nimeni și intră pe ușă cu ideea, m-ai chemat? M-ai chemat? Selena, m-ai chemat? Acum au repetat faza, dar au repetat-o așa cu niște sarcasm. Și până apare că mulți nu-și vor da seama că scena asta este făcută din adins și vor zice, ia uite mă, ia repetă faza cu telepatia. Sau poate chiar merg pe ideea asta că Mike-sa e telepatică, citește gândurile. Da, am nevoie de tine pentru un proiect la școală. Sigur. Ce muzică asta de bebeluși pe fundal? Despre ce este proiectul? Despre sirene. Selena, sirenele nu există. Nu zice că iar bagă replica asta. Despre sirene? Și cu cine mai faci proiectul ăsta? Cu Lena și Milen. Aha.
Nu se citește nimic, pe nicio emoție, nimic. Eu glumesc prin crepul că este Robocop, dar chiar așa pare că este. Deși ați văzut că livrează puțin mai puțin robotic replicile, dar uitați-vă, nimic. Doamna Gogan este pierdută în scena asta. Nu știu ce este în căpușorul ei. Păi și ce vrei să știi? Păi, nu știu, despre istoria sirenelor, când au apărut ele... Gata? Ok, hai să căutăm despre sirene. Nu găsesc nimic. Cine n-ai bătă astează cu un dege pe tastatură în timp? Bun. Istoria sirenelor. Istoria sirenelor. Uite-l perichi. E de apreciat totuși că nu stau la aceeași masă și oamenii respectă regulile, da? Lena! Laptopul! Taxi! Voi vedeți, oameni, ce văd și eu? Braconierii! Care au pus banda adezivă peste logo de la laptop. Nu se face reclamă gratuită. Sper să fie măcar pe jumătate la fel de bun ca bunicul lui. Vor să rămănânce perichii. Sunt canibali, mă! Pare un pic pierdut. Nu cred că înțelege de ce sunt capabile sirenele. Și noi eram la fel la început. E doar un puș. Iar muzica asta prea tare peste dialoguri, de-abia se înțelege ce se discută. Băi, și m-ați captivat puțin și aute, m-ați pierdut. Știu că vreți să pară scenele mai tensionante, dar nu se face așa. Zic eu pentru că am experiență. Nu-i mai lua apărarea. Bunicul lui deja prinsese două sirene la vârsta lui. Bunicăsul era vânător de sirene. Îl ținea pe bunicăsul. Trebuie să fii mai dur cu el. Hai să terminăm o dată pentru totdeauna treaba asta. Stai când vine reclamă. Strings, sfoara originală, no, curcubeu, nu mă interesează, hai. Hai, stai acă de aici, nu mă interesează. Într-altă masă. Da, deci Lena nu le auzea pe Ricky când se gălea, hei, 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 fetița, păpușe, păpușe. Deși era la, cred că, 5 metri, uitați-vă ce distanție de la Ricky până la mașină, până la, până la ieșirea din această incintă. Dar, na, hai să ne trecem încă o greșeală aparent. Voi credeți că desenezi în timpul ăsta? Că mulți am văzut că nu credeți că eu chiar cu greșelile pe caiet. Lena! Ia uite, și-a lăsat și cafea acolo. Și Lena merge cu telefonul la ureche. Cred că voia să evite dialogul cu Ricky. Lena, ți-ai dat laptopul. Bună, bună. Erați în aceeași incintă, doar că la mese diferite. Cum bună? Mama lui de scenariu. Mersi. Cu plăcere, dar ce făceai acolo? Păi un proiect pentru școală. Despre sirene? Nu, că sirenele nu există. Da, avem la română despre mica sirenă. Ce sună tu ala? Nu contează, am... Are meci pe Tinder. Ce treabă? Ceau. Bine. Sirenele au apărut acum mulți, mulți ani, când lumea încă nu credea. Băi, scena asta dispare dispinsă dintr-un film de groază, sincer. Doar imaginează să stai în aceeași încăpere să le vezi pe Selena și pe mama ei. Da, da, și sirenele erau. Da. Mai spune. Doamne, par niște psihopate. Uitați-vă la ele, par niște psihopate în cadrul ăsta. Zici că își citesc prin suflet. Zici că vor să detranșeze să-ți mănânce toate intestinele. Se magice. Din păcate, nu a durat mult timp până acestea să fie izgonite de către oameni. Căci nu puteau înțelege magia și nimeni nu mai credea în ea. Măsa este și bipolară. Bine, a trecut și destul de mult timp și a schimbat părerea poate între timp. Că știți, în urmă cu 10 ani spunea că Selena, sirenele, nu există. Acum știe toată istoria sirenelor.
s-au retras undeva departe și nimeni n-a mai auzit de ele. Exact ca Tudy Popa. S-a retras destul de departe și nimeni nu mai știe nimic despre ele. Și nu mai există nicio sirenă? Nu, dar știu că atunci când o fată împlinește 20 de ani, poate să-și dea seama dacă este sirenă. Nu. M-am înșelat tot la fel de robotic. Zice numai că intonația diferă. O zice mai calm. Vai, și amar. 20 de ani? Da. A zâmbit. A zâmbit. Este posibil să se transforme la 20 de ani când noi ne-am transformat la 6? Mai încet că citește gândurile, n-ai văzut? 15. Ceva nu e în regulă. Mersi mult pentru că m-ai ajutat la proiect. O să iasă un super proiect. Îmi imaginez. Sunt sigură. Hei, ți-ai comandat deja noua colecție Back to School? Hai, gara cu reclama, hai! Ricky? Mark? Ce faci, bă, numai? Mark. Doamne, numele mătii. Mark. Dar se putea. Dar se putea un Mihăiță, un Mariusică. No, Mark. Nume românesc. Mai dai pe la școală? Nu, am avut niște treabă zilele astea. Vezi că te pică nebunul ăla de mate. Las că mă descurc eu cumva cu el. Auzi? Întâlnirea aia cu sora ta mai e valabilă? N-ai tu, bă, față de sorsă. Țin eu, darac. Hei! Mă grăbesc, da? Ok. Pa. Ce e asta, bă, fii bărbat? Pa. Așa fac fetele de 15 ani. El este verișorul meu nebunatic. Chiar e vârsul, apropo, chiar este vârsul. Și în realitate este vârsul. Toată ziua vrea să se joace cu mine și nu mă lasă deloc în pace. Dar este simpatic în felul lui. Ce? Ai rămas blocată? Nu, așa mai fac roboții din când în când. Bună, Marshall! Și asta cu bună, doamnă, bă, toate, mă, băi, doar imaginează, stai cu cineva într-o cameră sau la un local, da, pe o terasă, și să petreceți timp împreună, da, o oră, o jumătate de oră, două ore, trei ore și după aia să o întrebi, hei, dar ce mai faci? Și persoana aia să zică, bună, Mihai, zici că până în momentul ăla, da, logică, ia logică de unde nu-i, da, da, bună, Marshall, și ăsta cu nume, Marshall. Marshall. Te stropesc. Nu stropi. Nu, pleacă, nu poți face asta. Ce? Ce zic? O udă vârsul. Ce ciudat. Că de apă. Chiar ciudată situația să o udă vârsul. De 6 ani sau cât are. Să nu cumva să apești. E prea târziu. Nu știu că să stai braconier. Să pleacă din camera mea. Chișe-cum din camera. Mă, s-a transformat în sirenă. Cu întârziere de data asta, dar s-a transformat până la urmă. Apoi în a doua cheie. E tatuat pe mână. Ăștia din ordinul braconierii au fost la pușcărie. Uite, n-ai văzut că erau tatuați? Deci au fost la pușcărie. L-ai găsit? Nu, eram aproape, dar am pierdut semnalul. Un nou eșec. Bunicul tău ar fi dezamăgit de tine. Bunicul? Trăiește? Este într-o lume mai bună, unde braconierii și cu sirenele trăiesc liberi și fără pic de conflict între ei. Bine, cel puțin așa am citit pe net. Nu știu dacă e adevărat. Hei, asta nu-i casa Selenei? Selena! Mă, dar de unde știe el unde stă Selena până la urmă? Deci cred că Rick este și el puțin stalker. Selena, ești acasă? Selena! Hei, aici erai, nu te-am văzut. Ricky, ce faci tu aici? Bine. Am venit să-ți dau rochea.
rochea, mă, de pe plajă. Vă amintesc că le-a luat hainele de pe plajă când s-au transformat ele în sirene. Cum de este la tine? Am găsit-o pe plajă. Unde ai găsit-o? Ai găsit-o pe plajă, ai găsit-o stalkere. Uite cine ești tu până la urmă. Ce e în capul lui Ricky în momentul de față? Nu contează asta. Ce făceai tu pe plaja aia? O căutam pe sora mea și... Da, mă, da. Hai că știm cu toții ce făceai tu pe plaja aia, mă. Ne lași. Am văzut și după ați dispărut. Am fost să notăm și când ne-am întors nu mai erau hainele noastre. Nu mai erau ale voastre, evident. Erau ale lui Ricky din momentul ăla, pentru că și le-a însușit. Cred că le mirosea cu o mână și cu cealaltă. Nu mai zic nimic. Ups. Mă, tu ce ai făcut cu hainele mele, ia? Bine, ne mai auzim. Trebuie să lucrez la un proiect important. Bine, pa. Pa. Mă, eu cred că face la mișto. Pun la pariu că face la mișto. Pun la pariu, uite, și plusez de asta, da? Plusez pentru sarcasmul ăsta, da? Cum a intrat ăsta iar prin telepatie, nefiind chemată, cu fugia Ricky, așa, cu mâinile de parcă e Naruto? No, sigur fac la mișto. Și oricum să eliminăm de pe listă faptul că Ricky este vampir, pentru că, uite, se vede în reflexia mașinii. Vă arăt cu mâna. Uitați aici. Deci nu este vampir. Deci dacă aveți impresia până acum că Ricky era vampir, ștergeți-o din minte, pentru că nu este. Ce bine că ne-am întâlnit astăzi. Yeah. Am reușit să aflu. Mă, dar care era faza aici în cameră la Andra Gogan? Despuiate. Mă, ce am pierdut eu? Ce am pierdut până la urmă? Ce am pierdut? Da, foarte interesant. Și eu. Și să vedeți cine era să afle ce caut la bibliotecă. Cine? Ambar. Bine că ai fost atentă. Aoleu, aia era? Aia era? Și eu am găsit câteva lucruri despre sirene pe internet. Dar nu ce ne trebuie. Of. Ideea e că mama mi-a spus că fetele înainte, la 20 de ani aflau dacă sunt sirene. 20? Tocmai, și mie mi s-a părut ciudat. Deci, vreau să vă spun că Ricky mi-a pus tot felul de întrebări legate de sirene. Nu e de parcă aveai pe laptop taburi deschise despre sirene. Dar, Ricky e la rău, da, iertați-l pe Ricky, că Ricky e la rău. Chiar? Păi, de unde până unde? Păi, mi-am uitat laptopul la restaurant. Ce mă, voi nu vă uitați laptopul? Dita mai bucata, da? Dita mai bucata de câteva kilograme. Nu vă uitați atunci când ieșiți pe undeva? Da, se mai întâmplă. Cred că l-a găsit. Ești nebună? Nu, e sirenă. Fii mai atentă! Da. Dani, dar mine îmi pare foarte dezorientată. Doar ok. Doar uitați-vă la aia. Fetele, fiți atente. Am găsit ceva foarte interesant azi la bibliotecă. Ce? Rețetă chec pufos. Bă, deci dacă e rețetă chec pufos, eu în momentul ăsta dau like. Asta. Ce mai bea acolo, mă, pe alfabetul? Ok. Ok. Selena văd că este mult prea entuziasmată. Scrie într-o limbă diferită. Dar e foarte ciudat pentru că eu înțeleg. Înțelege. Ce scrie? De ce nu le-ai zis până acum ce scrie? Și eu înțeleg. Da, și Selena înțelege. Da, și eu înțeleg ce scrie. N-ai ceva cum. Legat de un orden. Ordinul vânătorilor de sirene? S-a aflat. S-a aflat. S-a aflat. S-a aflat că au inamici oameni. În episodul de data viitoare. Ia! Ce? Sunt 5 medalioane? 5! Nu mai fac nimic până nu spuneți cine au fost bunicul. Ce te-au pus de norociția din ordine de pușcăriași și bracunerea pușcăriași să faci, Ricky? Apasă pe like și pe clopoțel. Da, și cam ăsta a fost episodul aparent. Un episod la care am râs și nu doar pentru că au fost scene făcute neintenționat, adică nu au avut scopul să te facă pe tine să râzi, dar de data asta au făcut și scene făcute intenționat să râzi. Au trecut niște sarcanți printre scene și chiar mă bucur, nu mă așteptam să fie capabili și bănuiesc că mulți n-au prins scenele alea, păcat. Dar la fel cum au avut urcușuri cu sarcasmul ăsta, așa au avut și coborâșuri,
Și au fost scene iar clișeice și dialoguri robotice. Mă așteptam să mai scăpăm din dialogurile astea robotice. Bine, oarecum am scăpat pe aici, pe acolo, nu se simte chiar atât, cum să zic eu, prezența dialogului mecanic, dar cum intră mama Selenei, cum? Selena! Sirenele, păi sirenele acum milioane de ani, Sirena, zici că este Vadim robotizat. Da, și printre chestiile care au tras episodul ăsta în jos au fost scena cu căutatul printre cărți, ați văzut cum căuta și cum citea Milen, muzica tare, au dat muzica prea tare în unele scene și iar trebuia să stai să te chiorești, să vezi ce vorbesc ăștia aici, mă. După aia iar faza cu distanța, știți, când îi zice Ricky, sorsii lui Lena, îi zice... Hei, hei, Lena, Lena, ți-ai uitat laptopul, ți-ai uitat laptopul și strigă din tot plămânii și aia nu-l aude fiind la câțiva metri distanță. Și după aia mai sunt și scenele cu bună, știți, când dau bună fără absolut niciun motiv, pur și simplu așa de nicăieri. Și da, cam atât ar fi în principal de zis despre episodul ăsta. Mai e un episod care pe mine cel puțin nu m-a uimit. Este mult, mult, mult mai bun decât episodul 4, este mult mai bun. Și o să-i dau nota... 8. Și oamenii, notele astea pe care le dau, să nu credeți că le dau eu așa din calitate de adult serialului de YouTube pentru copii. Nu, le dau din perspectiva unui copil de 6 luni, dacă ar fi urmărit serialul de YouTube Sirenele. Le dau dacă eu aș fi avut 6 luni și m-aș fi uitat la el, da? Astea ar fi fost notele pe care le-aș fi dat. Și da, până data viitoare, bună!